înmânarea următorului premiu pe Florian, Florian Gaba. Gaba, te așteptăm din nou pe scenă. Am uitat să spun să rămâi aici în față, pentru că avem un premiu special pentru eficiență în comunicare și aș vrea să ne spui întâi ceva despre importanța comunicării. Așa, ai și bilețelul cu câștigătorul. Nu știu exact premiu, dar asociez întotdeauna cu primăvara cu femeia. Nu știu ce o fac, dar bănuiesc că aici e o femeie. Sper. Simți asta, nu? Mai degrabă simt, pentru că o prezență feminină nu face decât să întărească ideea de comunicare eficientă. Și sunt... Am o întrebare, să știi. Crezi că femeile comunică mai bine decât bărbații sau doar mai mult decât bărbații? Și una și alta. Ok. Și una și alta, pentru că m-a crescut doar mama, am o soră, o nepoată. La facultate eram 5 băieți și 60 de fete. Am fost înconjurat toată viața de femei. Așa că pentru mine ideea de comunicare eficientă s-a constatat și prin performanța pe care o fac, înconjurat de femei. Deci comunicarea stă foarte bine la capitolul... Comunicare eficientă, eficiență în comunicare. Să vedem cine este câștigătorul sau câștigătoarea, cum spune... Sau câștigătoarea. Cum spune Florian. Exact cum mă așteptam, câștigător este consultant A-A-A. Eu spun de 3 ori A, chiar dacă sunt 2 aici. Triplu A, da? Triplu Otilia A. Petrariu, director general și asociat. Și aici nu mai vorbim de cea mai veche amintire din asigurări, ci în cea mai nouă, pe care tocmai o construiește în seara asta, pe baza comunicării. Te rog. Mulțumesc foarte Hai mult. Haideți să-i dăm Mulțumesc și o diplomă. Și pentru cel de-al treilea A. A fost o întreagă dezbatere pe acest cum e subiect cu triplu până A? Acum. Da. Dublu A îți lasă loc de progres până la triplu A. Mulțumesc foarte mult. Comunicarea este extrem de importantă în toate felurile ei și întotdeauna. Ce am constatat, și poate că până nu de mult aș fi putut spune, este foarte important cum comunicăm. Și asta pentru că era oarecum de la sine înțeles că atunci când vrem să transmitem ceva, avem un mesaj, într-adevăr, este de importanță pentru toată lumea, este real, de interes, de calitate, dar am constatat în ultima perioadă că mai toată lumea și în special tinerii din ziua de astăzi s-au perfecționat efectiv în arta comunicării, în limbajul trupului, în atitudine, încât au devenit un ambalaj extrem de frumos și de apetisant și de interesant, însă cam gol de conținut de multe ori. Astfel încât în seara asta aș spune că ar trebui să punem mult accent pe calitatea conținutului, pentru că excelăm la modul cum îl prezentăm. Nu face decât să acest premiu, această distincție, nu face decât să mă încurajeze să fiu eu însumi de acum înainte, să comunic direct așa cum mă știți. Și îmi aduce aminte de un citat din Socrate: eu nu știu să vorbesc, știu doar să spun adevărul. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu încă o dată. Aplauze, mulțumim și noi. Și mai păstrează un pic microfonul. Spune-mi cât de mult te-a ajutat în business calitatea ta de comunicator. Nu m-am gândit la asta până acum. Păi de-aia pun întrebări la care... Să mă pui în dificultate. Cred că mult. Pentru că cât la sută din succesul consultanta A se datorează capacității tale de comunicare eficientă? Am să fac un studiu în market research ca să pot să-ți răspund, dar mi-ar place să cred că un procent semnificativ. Este foarte important cum și ce anume comunici. Am venit întotdeauna cu informații bune și utile și nu de mult mi-a acordat și acel premiu de inovație în management. Continui cu tot felul de proiecte inovative care sunt strâns legate și de modul cum le prezinți și comunici. Cred că este una dintre valorile importante ale companiei noastre, comunicarea. Probabil colegii mei pot să confirme acest lucru, dar revin și cu procentul după ce studiez. Ok, deci urmează un studiu, urmează un procent, noi facem un schimb. Acum microfonul la mine și placheta la tine. Ok? Îți dorim un an foarte bun. Acum o să... Felicitări!